Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Liliana Ivan și, ca în fiecare zi de marți, ne întâlnim într-o ediție dedicată semnificației viselor voastre. Visele pe care mi le-ați trimis în acest interval sunt deosebit de interesante și voi sunteți preocupați de semnificația viselor premonitorii. Vreau să vă spun că visele adevărate, visele premonitorii, au loc în intervalul 3-7 dimineața. Dacă, de exemplu, aveți un vis neplăcut imediat după ce v-ați culcat și ați avut o masă îmbelșugată sau ați vizionat un spectacol cu efecte negative asupra psihicului vostru, în mod firesc, visul respectiv nu este cu efecte imediate, deci nu se poate împlini, chiar dacă voi vă temeți de această semnificație. Dintre visele pe care le-am primit, le-am analizat doar pe cele care sunt vise adevărate, premonitorii, și în funcție de amănuntele pe care mi le-ați dat și de timpul în care știți că s-a petrecut visul respectiv. Unul dintre aceste vise este al lui Cristian. El a visat că a fost invitat la o petrecere și a ascultat un cântec interpretat la nai de un foarte bun prieten al lui. Când se întâmplă astfel de vise, este un mesaj deosebit de pozitiv. În primul rând, Cristian, pe de o parte, s-a relaxat, a ascultat această melodie care a reușit să îndepărteze toate efectele negative și toate grijile din ultima vreme. Din punct de vedere oniric, visul respectiv înseamnă și rezultate foarte bune în relațiile cu ceilalți și participarea la evenimente care îl ajută să-și creeze noi relații și în acest fel să-și rezolve problemele foarte importante care urmează în etapa următoare până la sfârșitul verii. Un alt vis este al Danielei. Ea a reușit să se gândească că trebuie să ajungă în timp record la bunica ei, care locuia într-un sat apropiat de orașul în care ea locuiește. Se ducea în mare grabă duminică să-i ducă mâncăruri tradiționale bunicii. Ea știa însă că duminica, ca orice sătean, bunica ei participa la slujba care era însoțită de o predică totdeauna extraordinară. De aceea, de la autobuz, Daniela s-a dus direct la biserică. Într-adevăr, i-a găsit pe toți ascultându-l pe preot. Este un vis și acesta premonitoriu, deoarece este o premoniție care ce înseamnă? Va avea un ajutor extraordinar din partea unor persoane pe care Daniela le-a cunoscut în ultima vreme. Poate fi vorba de un nou job și chiar de schimbarea unei locuințe, de mutarea ei într-o altă localitate. Un vis care mi-a plăcut foarte mult a fost al Marianei. Ea se plimba pe malul mării și nici n-a observat că a început să plouă. Dintr-o dată a constatat că cineva îi aduce deasupra capului, îi pune o umbrelă protectoare. N-a cunoscut-o pe acea persoană, pe acea tânără, dar i-a fost de mare folos această umbrelă. Umbrela în acest vis are o semnificație de asemenea pozitivă. Este vorba de o sumă de bani pe care Mariana o poate primi prin intermediul unui proiect care se referă și la probleme de sănătate și umanitare și la relațiile internaționale. Umbrela aceasta îi va salva Marianei și reputația într-o dispută foarte importantă cu persoane de sex opus. Un alt vis foarte interesant a fost al lui Viorel. El a plecat să își aleagă un miel dintr-o turmă din partea unui prieten. La data la care a ajuns acolo, toate oile erau
Foarte frumoase, miei la fel zburdau în voie pe pajiștea respectivă și la un moment dat unul dintre cei care păzeau oile a văzut că vroia să dirigeze toată turma spre un țarc, să închidă o bună parte din aceste oi. Visul are o dublă semnificație. Pe de o parte, Viorel va reuși să-și aleagă un miel care este un semn de bun augur, de continuitatea unor proiecte pe care el și le dorește foarte mult și care îi vor aduce și avantaje financiare, dar și pe scară socială, iar pe de altă parte, el va împiedica acel tânăr care voia să închidă oile într-un țarc, bineînțeles și miei, și care ar fi însemnat de fapt o pagubă pentru toată turma, dar și pentru persoanele care veneau să facă o astfel de achiziție. Acestea au fost visele pe care le-am analizat astăzi. Aștept de la voi alte mesaje. Cu cât veți trimite mai multe vise cu explicații și cu amănunte, cu atât vom putea să alegem numerele șansei care să vă fie benefice în curând. Pe curând, dragi prieteni!